Numa lá suave. Da, funciona bom, perfeito. Perfeito. Că funcționează și sunt și pe grupul de Facebook. Îmi pune visul la încercare. Bun. Am apărut și aici sunt. Bun. Am zis că vom discuta despre... Stați că mai sunt. Admit. Admit. Se le dau la toată lumea. Intrarea. Astăzi am zis să fac un webinar în care să vorbesc și despre subiectul bani. Pentru că este un subiect destul de interesant și delicat. Și mă bucur că sunteți în număr atât de mare și tot intrați, văd, și văd că intrați și pe Facebook. Tot intră. Bun. Cât este ceasul? 20 și 4 minute. Unii dintre noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu o să vă dau pe mut pe toți. Pac! Și după aia ne auzim. Da? Bun. Unii dintre noi avem afaceri mai mari sau mai mici, avem, suntem liberi profesioniști sau suntem angajați. Fiecare lucrăm într-un domeniu, acolo unde ne place, unde suntem în momentul actual. Dar toți dorim să avem o cantitate de bani mai mult decât sunt în momentul prezent. De ce avem această dorință de a avea mai mulți bani? De ce oare? Pentru că trăim într-o lume, într-o societate, în care acești bani sunt importanți, pentru că fără ei, în momentul de acum, noi nu am putea să ne satisfacem unele dorințe, plăceri, nu am putea trăi. Acum, în momentul de actual, cu banii cumpărăm lucruri. Ei, pentru că mentalitatea, felul în care cunoaștem, înțelegem banii, atât mare parte din noi oamenii, deci felul cum înțelegem acești bani, ne blochează abundența lor. Iar eu, de-a lungul perioadei, să spunem, de când am terminat facultatea și până în momentul ăsta, am avut momente de acest gen, în care am avut blocați abundența, prosperitatea, banii, acea cantitate de bani care să vină către mine, într-un mod anume. Da? Și totul se blochează
în felul în care gândesc, în felul în care gândeam. Știți? Gândirea este cea mai înaltă funcție de care noi suntem capabili. Noi, oamenii, creăm acele condiții și circumstanțe în care singuri ne blocăm. Noi, prin felul în care gândim ceea ce nu vrem, de fapt, blocăm bani. Eu vreau bani, da? Tu vrei bani, tu vrei bani, tu vrei bani. Toată lumea ne dorim acești bani. Ei, cum vă folosiți voi abilitatea de a gândi creativ pentru a-i avea? Gândiți-vă la această întrebare. Cum îmi folosesc eu abilitatea de a gândi creativ astfel încât să atrag banii aceștia în buzunarul meu sau în contul meu? Iar răspundeți-vă vouă. Ați avut vreodată o idee care să vă schimbe viața? Gândiți-vă la acest lucru. Dacă ați avut o idee care să vă schimbe viața. Eu în toate seminariile, mastermind-urile, v-am tot spus de fiecare dată să lucrați la schimbarea percepției. Pentru că în momentul în care îți schimbi percepțiile, începem să ne schimbăm și realitatea. Asta ține de fizica cuantică. Și s-a demonstrat acest lucru. Când noi ne schimbăm modul cum ne privim potențialele noastre, gândirea noastră, convingerile noastre, noi ne schimbăm realitatea și față de acești bani. Indiferent care ar fi realizările pe care le avem, da, în viață, indiferent. Asta am observat-o și din coaching și din terapie, inclusiv la mine. Rare ori avem o bună părere despre noi. Iar aici este bine să începem să lucrăm, să începem să ne iubim pe noi, să ne creștem stima de sine pentru a ne crește potențialele. Noi, marea majoritate, chiar acum zilele acestea în coaching, am observat la anumite persoane că dorim ca alți oameni să ne spună și să ne convingă cât de buni suntem. Să ne spună alții. Nu căutăm în noi acea toate calitățile, să vedem noi în noi cât de buni suntem. În privința banilor, societatea, mediul, școala, familia ne-a învățat sau ne-a programat să credem anumite lucruri despre oamenii cu bani și inclusiv despre bani. Iar la noi aici în România, ideea sau ideile vis-a-vis de oameni cu bani, că nu
ideile mai puțin bune vis-a-vis de ei ne-au fost accentuate și prin ceea ce s-a întâmplat după Revoluție. Dar asta nu este valabilă pentru toți oamenii cu bani. Da? Noi am mai fost programați să credem și câți bani putem să avem. V-ați gândit la lucrul ăsta? Am fost programați să credem câți bani putem avea, câți bani putem câștiga. Știți, toate acestea ne blochează evoluția ulterioară atunci când noi dorim să ne realizăm niște visuri mai mari, niște obiective mai mari vis-a-vis de momentul în care suntem. Și când ne dorim acest mai mare, ceva ne trage în jos. Ne trage în jos aceste programări legate de a realiza acele lucruri și inclusiv de bani, pentru că ai nevoie și de acești bani pentru a le realiza. Și acum să revenim la idei. Câți dintre voi ați avut o persoană care v-a dat o idee? Și voi ați luat acea idee, ați implementat-o în viața voastră și a fost de un real succes. Gândiți-vă, câți dintre voi ați avut persoana aia care să vă dea o idee? Eu personal am avut. Dar am avut mai multe idei pe care le-am spus și care le-am văzut, care am implementat, de fapt, ideea la nivelul mental a acelor persoane, iar ei, după o anumită perioadă, au materializat ideea dată de mine, implementată de mine în structura lor mentală. În momentul respectiv, pentru mine a fost un wow, mi-a furat ideea. Dar după aia mi-am dat seama că nu. Ideea era pentru el. Prin mine a venit, dar ideea a fost pentru el. Da? Adică a fost un canal de idei pentru acele persoane care în momentul ăla am avut click-ul și am spus, uite, asta ar trebui să faci pentru că ar funcționa foarte bine la tine. Și a funcționat. Da? Ei, dar nu a funcționat în momentul ăla. Ce omul a avut nevoie de o perioadă prin care să gândească ideea implementată. Și când a văzut că este bună pentru el, a pus-o în aplicare. Ei, în momentul în care noi schimbăm modul cum privim lucrurile acestea, totul începe să se schimbe. Doar modificându-ne modul în care vedem lucrurile, gândim lucrurile. Da? Dar pentru aceasta este nevoie de educație. Și pe lângă educație, disponibilitatea de a fi educat. Aceste două aspecte schimbă viețile oamenilor. Deci educația și să te lași educat. Disponibilitatea de a fi educat. Voi sunteți dispuși la schimbări, la schimbare? Gândiți-vă la acest lucru. Că dacă am fi acum față în față,
Puteți să scrieți și pe chat. Sau aici pe Facebook. La comentarii. Da? Sunteți dispuși la schimbare? Gândiți-vă. Primul instinct este să spui da. Pentru că e normal. Acum, adică să nu spun cum. Sunt dispus la schimbare. Toți suntem dispuși la schimbare. Dar cum facem această schimbare? Gândiți-vă. Când spui da, acest da este unul tolerant, pentru că mă vedeți pe mine în față și hai să spun da, sau unul din suflet când spui da. Trebuie să fii dispus sau dispusă să pui în aplicare toate acele idei benefice care să schimbe viața prin educație. Să le aplici în viață. Fie că sunt tot ceea ce înveți, aplici în viață. Cuvântul educație vine din latin. Da? Și înseamnă să ne dezvoltăm și să extragem din interior informațiile. Să scoatem din noi ceea ce se află deja acolo. Da? Adică, ce înseamnă asta? Adică să acceptăm o idee nouă pe care o aflăm, ne o spune cineva, o aflăm dintr-o anumită sursă, da? Și să accesăm în noi toate acele resurse, aptitudini, talente, daruri, potențiale, abilități și să începem să schimbăm, să modificăm și să îmbunătățim rezultatele pe care le dorim în domeniul vieții noastre la care lucrăm. Da? Eu cel puțin în timpul școlii sau în facultate am fost învățat că a fi educat este să învăț lecția, să o memorez, să o învăț, că eram pe partea asta cu memoratul, și după ce învăț, să am capacitatea de a răspunde la niște întrebări pe care mi le punea învățătoarea, profesorul, profesorii și așa mai departe. Dacă le știam, eram educat. Dacă nu le știam, nu eram educat. Da? Ei, realitatea este că e bine să învățăm, să avem capacitatea de a produce rezultate cu ceea ce știi, cu toată informația care ai adus-o în structurile tale prin diferite moduri și să începi să o materializezi în viață, să o faci materializabilă. Sunt o grămadă de oameni care au cunoaștere multă, dar nu au bani. Da? Știu foarte multe, dar bani puțin. La un moment dat eu am făcut mi-am făcut masteratul. Toate că eu am făcut forța de istorie, mi-am făcut masteratul pe domeniul economic. Și profesorii care ne predau acolo la master, paradoxul, nimeni nu aveau afaceri. Și ei ne predau cum să facem afaceri.
Și aveam colegi, studenți, care aveau afaceri în derulare, care aveau afaceri mari atunci, în momentul ăla. Și intrau în dispute cu profesorii pentru că, în realitatea lor, ceea ce spuneau ei nu erau reale. Nu se puteau implementa. Sau se implementau foarte greu. Pentru că el era în business. Da? Ei, și în momentul în care băieții ăștia vorbeau, am observat de atunci și după aia am observat și când am început eu să intru în pâine și așa mai departe, când vorbeam despre bani cu oamenii, toți oamenii făceau un pas înapoi. Ca și cum ar fi băgat cineva mâna în buzunarul lor. La început aveam și eu aceleași reacții, după care am înțeles de ce oamenii dau înapoi când aud cuvântul bani. Da? Și asta nu e valabil doar la noi în România, e valabil peste tot. Pentru că am fost programați să ne fie frică de ei și să nu-i avem. Sau să avem cu măsură. Da? Noi am fost programați cum să vorbim de bani, cum să gândim vis-a-vis de bani, cât merităm să avem, cât să câștigăm sau cât e maximul nostru în a câștiga banii ăștia. Noi am fost, dar în realitate, deci în realitate, noi am fost creați să câștigăm 100.000 de euro, 1 milion de euro, 500.000 de euro, 5 miliarde de lei, fiecare, dacă gândesc în lei sau în euro sau în dolar. Da? Am fost creați, noi ca oameni, am fost creați în mod abundent. De ce am fost creați în mod abundent? Pentru că noi facem parte din natură. Din acest univers în care noi trăim. Dacă vă uitați în jurul vostru, natura în care trăim este în abundență. Totul este în abundență. Da? Mă uit la mărul cam aici în față, o mică livadă. Mărul care l-am în fața geamului face doar un măr pentru mine? Nu! Mărul acesta produce din abundență multe mere. Pentru cine? Pentru toți. Ceilalți copaci care am produce o vișină, o prună, o pară doar pentru mine? Nu. Produce din abundență pentru toți. Pentru familia mea, pentru vecini, pentru cine vine la mine. Toată lumea pleacă cu o plasă de mere. De ce? Pentru că există abundență, există pentru toți. Așa este creată natura. Iar noi am fost creați asemeni naturii. Pentru că suntem parte integrantă din natură. Da? Dar știți ceva? Eu personal nu pot schimba viața unui om printr-un discurs de 40 de minute, 60 de minute și așa mai departe, să-l fac, să-i fac click-ul în minte prin care se arată abundență. E nevoie de timp. Sunt niște legi care funcționează. De aceea cursurile, mastermind-urile mele durează de la 5 săptămâni la 5 luni. Pentru că e nevoie ca fiecare să implementeze asemeni naturii. Acum vine primăvara, se plantează sămânța, apare
sămânța aceasta mai un pic așa. Această sămânță pe care o pun agricultorii în pământ după o săptămână îi plantă? Nu. Există legea ritmului. O perioadă de timp prin care totul se dezvoltă. Și noi oamenii funcționăm exact la fel. Nu-i de pe azi pe mâine. Da? Ați înțeles până aici? Da? Ei, noi oameni, în comparație cu cireșul și cu mărul, ca să ne transformăm, să creștem, să ne dezvoltăm, avem nevoie să ne educăm. Și pentru a atrage banii, avem nevoie să ne educăm. Și cum ne educăm? Cumpărăm cărți, ne uităm la webinarii, la cursuri, la fiecare cum găsește nișa de unde să învețe și canalul de unde să învețe. Da? Bun. Și acum, tot legat de banii ăștia. Ce am mai observat eu? Am mai observat un lucru. În momentul în care vând cuiva un curs, și asta am văzut-o și când vindeam produse. Când spun prețul și vând produsul, omul are o reacție și se trage înapoi. De ce? Am aflat mai târziu, ceea ce vă ziceam și mai înainte. Pentru că am aflat mai târziu că reacția ține de relația pe care o are omul respectiv vis-a-vis de bani. Da? Asta am înțeles. Și care este relația acelei persoane cu bani? Când pronunț, când le spun numele. Noi toți, eu, voi, avem o relație cu tot felul de lucruri. Suntem în relație. Avem o relație cu soția, cu fetele, cu vecinul, cu mașina mea, cu Dumnezeu, da? Cu natura în care trăiesc. Trăim în relații. Ei, la fel avem o relație și cu bani. Da? Așa cum am și eu, de exemplu, am o relație cu bani, dar am o relație și cu cărțile. Da? Acum, ce relație aveți voi cu bani? Gândiți-vă la lucrul acesta. Ce relație aveți voi cu bani? În ce relație sunteți cu bani? La începutul perioadelor mele de antreprenoriat, banii fugeau de mine. Cum veneau, așa plecau. Foarte repede. Nu stăteau mult. Parcă eram certați. Știți când vă certați cu o persoană și vă întâlnesc pe drum? Trece unul pe partea cealaltă, te faci că nu mai vezi de-alea. Așa eram și eu, parcă eram certat cu ei. Și îmi făceam tot felul de probleme, că ce se întâmplă, că de ce pleacă de la mine, de ce nu vin la mine în cantitatea care trebuie, de ce stau așa puțin la mine. Pentru că mă gândeam, eu m-am făcut antreprenor ca să câștig bani. Nu ca să-i mut dintr-o parte în alta. Să fac așa un cerc. Da? Pentru că ne dorim niște sume. Da? Câți dintre voi, de exemplu, doresc mai mulți bani? Să câștige mai mulți bani. Adică să câștigi 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 de lei, de euro pe an. Cred că toți dorim să avem, să câștigăm mai mult pe an sau pe lună sau pe zi, nu știu.
Dar dacă acum vă spun să vă gândiți cât câștigați voi în momentul ăsta, să dublați suma. Credeți că e posibil să vă dublați suma? Puteți să scrieți. Dacă vreți să vă dublați suma, scrieți la comentariu. Din cât faceți? Da? Nu vă fie frică. Gândiți-vă. Asta este relația pe care o aveți cu bani. Dacă vă este frică, să gândiți vis-a-vis de ei. Stați un pic cu voi și gândiți-vă. Cum este să ai o relație cu cineva pe care nu-l înțelegeți? Pe care nu-i doriți în viața voastră? Vă este frică de ei? În general cu bani. În momentul în care te simți stânjenit să-i ai. Da? Te simți stânjenit. Am persoane care atunci când primesc bani, vai, dar nu trebuia atât. Dar nici nu trebuia să-mi dai. Că uite, dai prea mult. Ești stânjenit să primești. În momentul în care ești stânjenit să primești, ești stânjenit să și dai. Nu trebuie să fiți rușinați că îi aveți. Și să începi să te simți inconfortabil cu bani. Să-l ai. Deci nu trebuie să vă simțiți inconfortabil să-i aveți, să-i primiți. Voi credeți că se poate dezvolta ceva într-un mediu în care nu ești dorit? Gândiți-vă, banii se dezvoltă într-un mediu în care nu sunt doriți? Nu. Nu se întâmplă asta. El nici nu vine acolo unde are frică să vorbești de el, în mediu în care nu poți să te asociezi cu banii. Sau să fii văzut în preajma lui. Da? Gândiți-vă la o întrebare la care să răspundeți. Ce vă reține pe voi să vă declarați dorința de a avea bani? Pentru că și asta este o declarație pe care o faci vis-a-vis de dorința asta de a avea bani. Ce vă reține? Din structurile voastre, din mintea voastră, din sufletul vostru, ce vă reține să poți declara din suflet că îți dorești a avea bani? Vedeți dacă nu cumva este o programare mentală chestia asta. Sau o programare undeva în sufletul vostru. Da? Știți expresia aia? Banii sunt sursa tuturor. Ia scrieți acolo. Sursa tuturor ce este? Sunt banii. Banii sunt sursa tuturor. Hai, curaj, cine scrie? Ce sunt banii? Banii sunt sursa tuturor
scrieți? Vă e frică să scrieți? Posibilităților, relelor. Ok. Alt răspuns. Deci banii sunt sursa tuturor. Banii sunt cel mai bun mijloc, nu sunt o sursă. Ok? Ia, pe Facebook. Problemelor, bucuriilor. Uh-huh. Ei, dar expresia cea mai cunoscută este că banii sunt sursa tuturor relelor. Asta este ca un virus care a intrat peste tot. O afli de când ești mic, ți-o spune bunica, ți-o spune preotul la biserică, o auzi stând pe bancă în parc. Expresia asta o auzi peste tot. Și acea persoană a ridicat cineva mânuța. Cine a ridicat mânuța? Iar acea persoană care spune așa ceva, gândiți-vă ce relație are cu banii. Da? Mai este o expresie la noi, banul este ochiul dracului. Cred că ați auzit-o și pe asta. Este tot o expresie care, dacă este spusă de cine o spune, ăla o are în structură și o crede. Eu am învățat un lucru. Nu pot să aduc bani în viața mea până nu-i fac bineveniți în viață, în structurile mele. Altfel, sau banii nu aduc fericirea. Se aude foarte des. Da, banii nu aduc fericirea. Este o expresie falsă. Asta. O expresie care te limitează în a crește. Ia gândiți-vă, voi ați merge undeva unde nu sunteți bineveniți? Vă invită la cineva și nu știți că nu sunteți bineveniți acolo, dar ați merge, ați găsit tot felul de motive să n-ajungeți. Ei, așa se întâmplă și cu banul. Exact la fel. Este relația pe care o ai. Nici ei nu vin. Pentru că ține de relație. Da? Acum vă întreb pe voi. Ce sunt banii? Ce sunt banii? Rămân un pic. Să aduc niște... Da? Ce sunt banii? Banii sunt o idee. Da? Banii sunt o idee. Iar această idee s-a manifestat pe o bucată de hârtie sau de plastic sau mai nou electronic pe un card. Da? Și reprezintă o valoare stabilită de comun acord. Da? Deci banii sunt o bucată de hârtie cu o valoare stabilită pe ei. Deci sunt o idee. Stiloul acesta. Mouse-ul
Sunt o idee. Sunt o idee. Sunt ideea cuiva care a făcut forma asta de mouse și a materializat-o sub această formă, ideea respectivă. Banii, la rândul lor, sunt o idee? Sunt și o idee care au o valoare. Da? 50 de lei. Hai, o pun așa să mă văd. Da? O bucată de hârtie, sau asta e plastic, să spunem plasticat, cu o valoare înscrisă acolo. Da? Asta. Tot o bucată de hârtie cu o valoare scrisă aici, pe ea. Da? Albă. Tot o bucată de hârtie sau de hârtie asta, cu o valoare scrisă pe ea. Sunt hârtii cu niște valori pe ele. Da? 10, 100, 50. Mai sunt la noi 200, 500. Deci hârtii cu niște valori scrise. Card n-am, dar știți cum arată. Și banii de pe card sunt transferul ideii acesteia. Deci în mintea noastră, când băgăm cardul în bancomat și vedem cifrele care apar acolo, în minte ne apar aceste idei. Când îți vine și îți arată acolo că ai pe card, să spunem, 500 de lei, ce te gândești? Sunt 5 de astea albastre. Deci sunt 5 idei cu albastru. Am acolo. Și dacă îi scot, îmi vor apărea de acolo din bancomat. Există o doamnă care îmi dă din bancomat 5 bancnote de astea. Da? Dacă vrei să scoți 50 de lei, e posibil să apară o idee de asta care o ai în minte, sau 5 de astea. Sau îți spune multiplu de 100. Nu poți să scoți 50. Da? Deci sunt niște idei pe care noi toți am căzut de acord cu ei. Și ia un acord bilateral. Și ai valabil și la euro, și la dolar, și la lire sterline, și la francele, la orice monedă. Da? Ei, gândiți-vă. Ce se poate întâmpla cu această informație? Cu această idee care s-a transformat în informație? Ce se poate întâmpla cu ea? Poate apare sau dispare brusc? Poate. Da? Pentru că este un acord încheiat. Apare cum au fost acum crack-urile financiare. Și valoarea de 50 de lei pe care am fost un acord, deodată nu mai are nicio valoare hârtia asta. Deci ideea a dispărut. Știți, în perioada interbelică, sau după, nu mai știu când a fost, măturau banii de pe stradă cu mătura. Nu mai aveau nicio valoare. Toată lumea arunca banii. Nu mai avea ce face cu ei. Chiar și după Revoluție am avut perioade în care erau zeci, milioane. Și acum noi avem zeci, dar vorbim în milioane.
s-a întipărit ideea, mă uit la cei mai în vârstă. Când îi spui, dăm 50 de lei. El nu, el zice, dăm 5 milioane. Ideea i s-a întipărit în minte asupra valorii hârtiei. Și a rămas așa, acolo, blocată în minte. Nu-i 50 de lei, 5 milioane. Este o idee. Da? Deci acum avem o idee colectivă a ceea ce sunt bani. Aceste idei sunt gânduri. Se poate întâmpla. Auleu, stai. Deci aceste idei sunt gânduri. Deci banii sunt idei. Și ideile sunt gânduri. Gândurile sunt energie. Ce știm noi de energie? Știm că informația și energia sunt foarte bine interconectate. Ele sunt împreună. Da? Și funcționează pe baza unor legi. Când vorbim de bani, nu există noroc și nu există nici întâmplare. Nu există așa ceva în domeniul financiar, noroc și întâmplare. În realitate, informația și energia, acestea două, deci informația și energia, aceste două, vis-a-vis de bani, nu există. Da? Există programarea că trebuie să ai noroc pentru a avea bani. Ați auzit programarea asta? Bă, trebuie să ai noroc să ai bani și să-ți vină bani așa la tine. Nu vin oricui. Sau știu cum este chestia banul la bani trage păduchele la păduche. Nu trage la oricine bani. De ce? Pentru că banii sunt o idee. Iar ideile sunt gânduri, gândurile sunt energie și informații. Da? Și totul funcționează conform legilor. Noi am mai fost învățați că dacă ne dorim foarte tare sau ne rugăm sau medităm, banii vin. Ați văzut, sunt tot felul de filme, filmulețe. Stai pe scaun, meditezi, te gândești, creezi visuri, dacă tot vorbim de visuri, acolo undeva sus, că ai mulți bani, curg peste tine, banii vin. Total fals. Într-o anumită perspectivă. În primul rând, nu poți să-ți dorești bani. Ei nu reacționează așa. Da? Deci nu poți să-ți dorești bani pentru că ei nu reacționează așa. Ei nu reacționează la dorință. Pentru că nu poți să-ți dorești energie. Ea este. Da? Deci dacă mergi la biserică și zic, Doamne, dăm bani. Nu funcționează. Dorințele nu se încadrează în legile energiei și legile informației. Să știți lucrul ăsta. Dorințele. Dorința rămâne doar o dorință în lumea informației și a energiei. Îți dorești ceva, rămâi cu dorința. Chestia asta mi-a plăcut când am auzit-o. Dumnezeu nu este un hamal cosmic care trece și aruncă cu bani peste noi oameni, la aia care ne rugăm să ne dea bani.
Da? Dumnezeu doar deschide realități prin care noi, oamenii, să putem să începem să lucrăm astfel încât să materializăm acele sume. Nu-ți trimite punga de galben. Ha! Romeo, pentru tine, că ești băiat bun, ia de aici un sac de bani. Nu se întâmplă așa. Ar fi frumos. Dar realitatea pe pământ, realitatea în care trăim, este diferită. Da? Dar există și un lucru bun. Energia și informația este peste tot. Asta înseamnă că peste tot sunt și banii pe care noi ni dorim acum și aici. Noi oamenii, e bine, sau hai să spunem, trebuie să deschidem toate canalele prin care să înceapă să vină acești bani. Pentru că ei sunt o idee. Da? Așa cum vedem banul, așa este și realitatea pe care unde vezi banul. Că, de exemplu, hai să vă spun o treabă. Eu spun cuvântul zăpadă. Ia gândiți-vă la zăpadă. Dacă în momentul ăsta vă gândiți la zăpadă, eu mă gândesc, când mă gândesc la zăpadă, o văd pe alee că o am de dat cu lopata. Edith poate să fie pe o pârtie. Lily poate să fie în Alpi, la zăpadă. Valentin să fie cu tot. Deci fiecare vede imaginea zăpezii diferit. Da? Imaginația mea nu este la fel cu imaginația ta vis-a-vis de zăpadă. Așa este și cu banii. Exact la fel. Ei sunt peste tot. Doar că imaginea pe care o creăm noi vis-a-vis de ei este diferită. Bun. Deci, energia nu poate fi creată sau distrusă. Asta înseamnă că nici banii nu pot fi creați sau distruși. E, această energie curge prin canale de la o formă la alta atunci când noi oamenii ne conectăm în sursă. Este legea transformării care transformă totul. Ia de aici, du-te în partea elaltă, din partea elaltă o ia și o duce înapoi acolo. Da? Această energie și informația banilor curge. Ea este peste tot și comunică cu noi prin canale. Le ai deschise, vin. Nu le ai deschise, te ocolesc. Da? Gândiți-vă la apă. Cum circulă apa în natură. Așa circulă și banul. Există acel circuit. Da? Pune un par de apă vara afară, când e soare. Se evaporă. Unde se duce apa? Se duce în sus. Se transformă în abur, în nor. Plouă, intră în pământ. Noi o scoatem afară din fântână. O punem înapoi în pahar. Iar se evaporă. Există un ciclu. La fel circulă și banul. Pentru că este energie și informație. Da? În această lume, în universul în care trăim noi, energia circulă. Este o lege universală numită legea vibrației. Care începe să lucreze și ea aici. Da?
Și această lege a vibrației spune că de la cel mai mic electron până la cea mai mare formă de materie, totul se află într-o continuă stare de schimbare. Da? Iar această schimbare este continuă. Important să intri în schimbare. Să te schimbi. Să fii tu în schimbare. Să nu fii static. Ați auzit expresia aia, îmi place lucrul așa cum este în momentul ăsta, nu mai vreau nimic? Sunt mulțumit așa. Când spui această expresie, încalci legea creației. De ce? Pentru că ai blocat fluxul. Nu mai ești în flux. Da? Au apărut acum la noi la case termopanele cu 5, cu nu știu câte straturi, cu mai e oxigen în casă dimineața dacă nu deschizi geamul? Mor toate muștile de prin casă în timpul nopții. Nu mai trebuie să mai dai cu spray. Le găsești moarte pe perloaz. Nu mai au oxigen. Tu ca să faci aer, ce faci? Deschizi un geam. Dacă vrei aer mai mult, deschizi geamurile din toată casa, inclusiv ușa, ca să facă curent, să circule prin curenți aerul. Da? Bun. Acum, asta am mai discutat cu voi. Gândește dimineața când te trezești. Mintea ta cum este setată? Pe insuficiență sau pe prosperitate? Pe suficiență. Pe insuficiență sau pe prosperitate, da. Ce ai în minte? Insuficiența sau bunăstarea, prosperitatea? Când vorbim de prosperitate, nu neapărat la bani ne gândim, ci tot ce înseamnă a fi prosper. Ești concentrat pe ce nu ai sau pe ce ai? Pe ceea ce ești concentrat, ai amplifici conform legii vibrației și a mișcării. Ești concentrat pe insuficiență, trimiți insuficiență, vine, deci e ciclu. Se duce și vine insuficiența. Te gândești pe suficiență? Suficient, prosperitate, se duce. Există ciclul ăsta, cercul. Da? Există cercul, dar nu acea idee de a încerca. Nu încerc nici. În momentul în care spui că încerc, te învârți în cerc și nu faci nimic. Te învârți în cerc și tot încerci. Da? Bun, deci gândiți-vă și setați-vă mintea pe prosperitate, pe ce vrei, pe ce îți dorești. Da? Gândiți-vă la, în primul rând, la cum vedeți în mintea voastră oamenii bogați. Cei care au bani din jurul vostru. Cum gândiți vis-a-vis de ei? Gândește tu dacă ai avea bani, ți-ar place să cum gândește vecinul despre tine? Că vede că ai bani? El nu-ți spune, vorbește frumos, dar în mintea lui gândește la fel ca tine vis-a-vis de un care are mai mulți bani pe care gândești. Ce gândești tu despre omul ăla? În funcție de ceea ce gândești despre omul ăla, așa și relația ta cu bani. Din cauza asta, ăla are și tu nu. Da? Felul cum te raportezi la dorința din minte
Așa încep să emiți emoții pe care tu începi să le simți vis-a-vis de bani și de oamenii bogați. Emiți emoții care fac ciclu conform legii emoțiile. Gândiți-vă, vreți să vă petreceți mai mult timp în preajma acestor emoții negative? Nimeni nu spune, da, eu vreau să îmi petrec viața în emoții negative. Toți vor spune, a, nu, vreau emoții pozitive. Nici banii nu vor să stea într-un mediu de emoții negative. Nici ei. Ei, banii, să știți, vor să vină acolo unde... Deci banii nu vor să vină acolo unde nu sunt bineveniți. Ei vor să vină doar acolo unde sunt iubiți și bineveniți. O altă idee vis-a-vis de bani este să muncești din greu și cinstit. Acum când spun asta, nu spun că trebuie să muncim necinstit. Este bine să muncim cinstit, dar cu cap. Chiar astăzi, în Mastermind, am vorbit despre legea minimului efort, care funcționează în acest caz. Da? În momentul în care îți place, iubești ceea ce faci, iubești banii, iubești viața ta, te respecti pe tine, fluxul funcționează fără a fi blocat. Da? Și mai sunt și ideile limitative, că, de exemplu, cazul meu, să o luăm, da? Sunt terapeut, da? Coach. Dacă eu sunt în Bacău coach, dacă mai sunt 10 ca mine, nu-i bine. Pentru că ne furăm clienții. Și eu mă duc și fur clienții și ăla și ăla și pe uite ce face ăla, că a mai apărut și ăsta pe aici. Nu. Este o idee total falsă. Oamenii vin după oameni. Vin după vibrație. Să știți lucrul ăsta. Omul care trebuie să ajungă la, nu știu care, coach, cazul meu, da? Sau terapeut, se va duce după vibrație la el. Nu va ajunge la mine niciodată. Trebuie să mă supăr pentru asta? Nu. Asta e legea. Și sunt de acord cu ea. Da? Deci, eu știu că în ceea ce fac eu, e nevoie să atrag oamenii pe vibrația pe care o emit eu. Și acei oameni vor veni. E simplu. Vreau mai mulți? Mai mulți vin. Am nevoie să învăț mai mult. Ca să vină mai mulți, învăț mai mult. Ca să îmi vină mai mulți. Și tot așa. Da? Bun. Ați înțeles până aici? Da? Bun. Oportunitățile. Să vorbim și despre oportunități. Dumnezeu ne deschide oportunități. Adică ne sunt deschise acele uși prin care noi intrăm și luăm acea oportunitate și începem să o folosim în viața noastră. Credeți că oportunitățile sunt trimise de Dumnezeu doar pentru mine, Romeo? Nu. Oportunități sunt pentru toți. De ce? Pentru că
Așa cum e mărul meu nu produce un măr doar pentru mine, ci produce 100 de mere pentru toată lumea, așa sunt și oportunitățile. Nu este una pentru Romeo, sunt 100 pentru toți. Da? Acum, depinde de cei care le accesează pentru a le vedea și a le aduce în viața lor. Nu există oportunitate monopolizată de cineva anume. Nu există așa ceva. Ele sunt pentru toți. Da? Deci să vă iasă din cap ideea că oportunitățile le au doar unii. Nu. Toți le avem. Pe domeniul nostru, bineînțeles. Eu nu pot accesa o oportunitate, de exemplu, care ține de construcții. Adică o văd pe Laura. Nici nu aș fi în stare să accesez oportunitatea de construcții, să o văd. Pentru că nu este de domeniul meu, nu am în structuri cheița care să o văd. Această oportunitate o va vedea Laura. Pentru că ea construiește. Și ei apar. Una, două, trei. Mie mi-apar oportunități legate de ceea ce fac eu. Da? Și atunci eu pot să lucrez pe flux maxim pe idee, pe ceea ce mi-apare mie, pe nișa mea. Deci așa vin oportunitățile. Nu, ele sunt pentru toți, dar le accesează în funcție fiecare în funcție de ceea ce știe și le face. Uite, Lili, o am în față. E cu bani, contabilitate, bani. Nici prin cap nu trec oportunități sau să le văd, să le accesez vis-a-vis de astea. Că habar n-am despre el. Dar ea le vede. Ei vin. Înțelegeți? Așa funcționează acestea. Dar e bine când vă zic de fiecare dată, vedeți semnele. Fiți atenți la ele. Semnele sunt oportunitățile care se deschid. Da? Noi trăim într-o lume metafizică. Adică într-o lume fizică, palpabilă, dar există și ceva deasupra. Meta. Peste înțelegerea fizică. Care funcționează în realitatea noastră. Da? Și să mai fiți atenți la ceva. Noi trăim într-o lume, într-un ocean, să spun așa, de convingeri limitative. Și înotăm printre ele. Iar aceste idei limitative ne influențează comportamentele în momentul în care le accesăm și le aducem în structurile noastre. Da? Întotdeauna ne modifică comportamentul, iar comportamentul este cel care ne împinge să facem lucrurile pentru a atrage și a materializa bani și așa mai departe și proiecte și ce avem noi. Da? Încercați să nu vă mai limitați comportamentele. Încercați să vedeți ce, de fapt, vă blochează comportamentul prin care voi doriți să faceți, să vă îndepliniți visurile, să creați proiectele și așa mai să începeți să le materializați. Că dacă ești conștient, conștientă de acest lucru, începi să le vezi. Dacă tu ai fi un ban, da? O idee, o energie, o informație de asta.
Ai dori să intri în casa, în contul cuiva care gândește așa, limitat și nu acționează? Nu, vei intra exact în cantitatea conform programului limitativ pe care îl are în cap, prin care spune, eu câștig 2000 de lei pe lună. Atâta pot. Mai mult n-am de unde. Maxim vor intra aia 2000. Și nici aia maxim, că nu intră niciodată maxim. Îți intră 1800, 1700. Niciodată maxim. Pentru că de la maximul ăla mai există niște programe care spune, bă, leu, cum vin așa pleacă. Mai bine n-ar veni. De alea. Și bineînțeles, cum vin, pleacă. Nu stau. Din cauza asta nici la mine nu stăteau. Cum intrau, cum fugeau. Dar am realizat că, de fapt, eu, la nivel mental, nu-i doream. Da? Și mi-era frică de succes. Și mă bucuram așa, în neajunsuri. Nu-i respectam pe bani. Nu-i apreciam. Da? Uite, este... Emerson a spus vis-a-vis de o lege, că el spunea așa, că legea tuturor legilor este legea cauzei și efectului. Eu când am auzit de legea asta, n-am crezut-o, am zis o prostie. Dar când am analizat-o, mi-am dat seama că la mine atât de frumos a lucrat și atât de frumos lucrează zilnic, încât m-am speriat. Da? Iar legea cauzei și efectului spune că pentru orice acțiune există o reacție egală și opusă ca sens. Da? Atât de frumos lucrează și cu cât crești, asta e frumusețea acestei legi, cu cât crești la nivel de conștiință, spiritual, de dezvoltare personală, această lege se materializează mult mai repede în viață. Unul care habar n-are pe ce lume trăiește, această lege va funcționa mai greu. Cu cât ai mai multă cunoaștere, cu atât funcționează mai repede. Se manifestă în viața ta mult mai repede. E bine? E rău? Este așa cum este. În general e bine. Pentru că îți accelerezi materializările. Da? Dacă ai un gând, imediat gândul ăla se materializează. Nu numai materializezi în 5 ani, îl materializezi în 5 luni. Da? Iar asta îți întărește convingerile. Și îți influențează comportamentele. Pentru că vei fi determinat să acționezi mai puternic prin comportament, să-l faci. Bun. Dacă tot vorbim de comportament, acest comportament este un proces creativ. Da? Ei, acest proces creativ, comportamentul care ne influențează pe noi oameni, credeți că el este cel care îi devine atunci când noi nu facem ceva? Deci, comportamentul este cel care ne blochează și ne determină să nu facem un lucru? Pentru că spui, bă, milene, n-am chef să mă ridic astăzi să mă duc la sală. Sau n-am chef să mă ridic să mă duc să fac o vânzare sau să mă duc la bibliotecă sau să mă duc la piață.
Deci comportamentul. El influențează, ne influențează viața? Nu. Ci gândul din spatele comportamentului. El influențează gândul primordial din spatele comportamentului. Comportamentul este creat de un gând care influențează comportamentul. Înțelegeți ce vă spun? Deci comportamentele noastre sunt influențate de gânduri. Toate comportamentele. Da? Și ce înseamnă asta? Că dacă noi trăim acum într-un univers guvernat de cauză și efect, cine sunt cauzatorii efectelor? A? Suntem noi, oare, creatorii tuturor lucrurilor? Suntem. Noi suntem creatorii tuturor lucrurilor. Da? Noi avem totul în noi. Da? Încetați să mai credeți ce nu vreți. Deci vă mai repet toată. Încetați să mai credeți ceea ce nu vreți. Începeți să credeți ceea ce vreți. Voi credeți că vă permiteți convingerile acelea bune care să atragă o viață frumoasă? Dacă credeți în acele convingeri care să vă facă viața frumoasă, aia vor veni. Așa vine prosperitatea, așa vine banii, așa vin tot în viață. Și sărăcia vine tot la fel. Conform convingerii. Exact la fel. Pentru că pentru universul ăsta nu există. Există doar pentru noi aici. El ne dă ceea ce noi credem, emitem prin emoții. Aia vine către noi. Da? Legilor nu le pasă de ceea ce vrei tu. Deci vă mai repet o dată. Legilor nu le pasă de ceea ce vrei tu. Ați înțeles ce v-am zis? Legea răspunde la vibrație. La ceea ce voi credeți, nu la ceea ce vrei. Dacă v-am zis, vrei bani? Dorința asta? Legea nu răspunde la așa ceva. Legea răspunde la ce crezi tu, la emoția care o pui în credința ta. Nu primești niciodată ceea ce vrei, ci ceea ce vibrezi, ce ai în tine. Așa cum gândește omul în inimă, așa este el. Există loc de dezvoltare personală, spirituală, de care vreți? În fiecare? Există. Ne putem dezvolta să fim mai buni, mai deștepți, să avem de toate? Se poate. De fiecare dată spun că dezvoltarea personală pentru noi oamenii este importantă.
Și că vorbesc de dezvoltare personală, este acea dezvoltare personală care lucrează și care noi o facem în momentul în care ieșim din școală. Nu școala propriu-zis. Da? Pentru că această educație peste școală ne ajută să creștem personal, spiritual, pe toate planurile noastre. Bun, astăzi v-am vorbit despre, în acest bani, cred că am fost destul de, m-am făcut destul de înțeles vis-a-vis de bani, cum trebuie să gândim, cum trebuie să-i vedem, da? Și cum putem să-i atragem în viața noastră. Și în aceste discuții v-am zis și despre legi. Da? Legile acestea sunt foarte importante în viața noastră. Când vorbesc de legi, nu vorbesc de legile din Constituție, legile din codul penal și așa mai departe, ci de legile universale. Da? Despre legile acestea vorbesc. Bun. Există o carte numită Cele 15 legi ale dezvoltării personale. Este scrisă de John Maxwell, așa cum o parte din voi am făcut mastermind-ul cu Pune visul la încercare. Este o carte scrisă tot de John Maxwell. Ea arată așa. Se găsește în toate librăriile. Este cartea asta. Da? Bun. Imaginați-vă că aprofundați aceste legi. Deci v-am zis să vă imaginați. Folosiți-vă imaginația că aprofundați aceste 15 legi într-un grup de mastermind alături de alte persoane care doresc să facă acest lucru. Cum ar influența viața voastră, dezvoltarea voastră personală, învățând despre legile astea? Și cum ar începe să lucreze legea în voi? Mastermind-ul, pe baza acestei cărți pe care îl voi începe, durează 7 săptămâni. Fac 2 legi pe săptămână și deschid înscrierea pentru acest mastermind. Acest mastermind, investiția în acest mastermind, asta nu este gratuit, este 488 de ron și durează 7 săptămâni. Ei, prin mastermind-ul acesta, de fapt, primești cheia prin care tu te deblochezi vis-a-vis de tot ce înseamnă realitățile tale. Pentru că aceste legi încep să, fiecare lege deschide câte o ușiță în realitatea ta. Așa înveți să fii influent, înveți să ai viziune, disciplină, înveți ce este aia, o lege universală, da? Așa cum am obișnuit, primiți cartea în format PDF, caietul de lucru și accesul pentru cei care se vor înscrie, eu le mai ofer un curs care eu l-am numit Începuturile. Este un curs de 7 lecții. 7 lecții foarte puternice, pe care eu l-am la 375 de lei, cursul respectiv. Eu îl ofer gratuit pentru cei care se înscriu la această carte. Cursul este și la mine pe platformă. Îl puteți vedea acolo. Și mai ofer și o ședință de coaching de 40 de minute cu mine în valoare, sau 50 de minute, hai 50 de minute, nu 40 de minute. O ședință de 50 de minute
în valoare de 200 de lei. Atât este la mine ședința de coaching. Deci, din prima, odată, acel curs, începuturile și ședința, a trecut prețul, peste prețul mastermind-ului, care le aveți incluse în... în curs, în mastermind. Da? Bun. Deci, mastermind-ul e 488 de RON. Cei care au participat până acum la pune visul la încercare, încă n-am pus, dar o să pun și programul, aveți o ședință de coaching gratuită. Tot așa, de 40 de minute. Da? Și o să pun programul când să începem să programăm ședințele. Deci pentru cei care au participat la Pune Visul la Încercare, aveți ședința asta gratuită de coaching. Pentru cei care vor cumpăra cursul, o altă ședință de coaching gratuită. Da? Bun. Deci, cine dorește pe platforma acolo, pe romeobotezatu.ro, este mastermind-ul. Poate fi achiziționat cu cardul sau un cont, fiecare cum dorește. Da? Gândiți-vă că la prețul acesta, el este undeva la 69 de lei pe săptămână. Asta înseamnă 10 lei pe zi. O cafea în oraș. Dacă mă duc și beau o cafea, e 10 lei. Deci dai 10 lei pe zi pentru dezvoltarea ta personală, pentru a-ți mări capacitatea și conștiința ta și a începe să crești. Da? Și așa cum știți, din Pune Visul la Încercare, am oferit și ofer în continuare destul de multe resurse. Cred că ați folosit toate resursele alea, toate ghidurile, acel mini curs de 7 zile. La fel o să fac și în acest mastermind. Pe lângă ceea ce v-am zis că se oferă, o să mai fac update-uri și o să mai pun tot felul de surprize la mastermind. Bun. Deci linkul pentru cine vrea să participe, să se înscrie, este pe site. Vă aștept pe toți în mastermind. Stai, acest mastermind începe uite că nu am dat aici trecută. Începe joi, dar care joi? Nu mai un pic. Că nu-i bine joi, că joia... joia de la ora 20. Ba da. Începe joia de la ora 20... Acum suntem în 25. Cred că pe 8 aprilie. Începe acest mastermind. Pe această carte. Deci sunt, mai este o săptămână și un pic, două săptămâni, până începe mastermind-ul. Aveți timp să vă gândiți, să achiziționați cursul și să începem să lucrăm pe cele 15 legi supreme ale dezvoltării personale. Bun. Întrebări. Deschidem sesiunea de întrebări. 15 minute voi avea întrebări. Că am sărit timpul. Va trebui, cine are întrebări, să deschidă microfonul. Că eu nu pot să mai deschid aici, văd.
Sau nu știu eu. Sunt întrebări? Tort cu mere. Ți-ai deschis microfonul? Cine și-a deschis microfonul? Oana. Și-a închis microfonul. Să înțeleg că nu mai sunt întrebări vis-a-vis de bani sau vis-a-vis de cele 15 legi. Dacă nu mai sunt întrebări, îmi pare bine că ați fost alături de mine în acest webinar despre bani. M-aș bucura să începeți să puneți în aplicare ceea ce ați auzit, să începeți să vă schimbați mintea și setarea minții voastre vis-a-vis de ei. Și atunci vă aștept în următorul mastermind și în mastermind-ul cu cele 15 legi ale dezvoltării personale. Să aveți o săptămână frumoasă, perfectă. Laura, ți-ai deschis microfonul. Vrei să pui o întrebare? Nu, voiam doar să-ți mulțumesc pentru timpul acordat, pentru secretele, micile secrete împărtășite, și că mă bucur că am luat parte și la acest curs. Mersi, mersi mult! Mai dorește cineva să-și împărtășească? Dacă nu sunt întrebări? Mulțumesc de inspirații. Cu drag. Bun. Atunci, dacă nu mai sunt, mulțumesc că ați fost alături de mine. O seară plăcută și un... suntem joi. Un weekend plăcut. În continuare. Ne revedem. Mulțumim, seară frumoasă. Mersi. La revedere. La revedere.